legătură telefonică cu noi este ministrul transporturilor Lucian Bode și îi mulțumesc pentru asta. Domnule ministru, în primul rând, ce veți spune astăzi președintelui Klaus Iohannis? Nu știu dacă vi s-a dat deja această ordine de zi, dar cel mai probabil ați putea să discutați despre acest scenariu 4 spre care țara noastră se îndreaptă, vedem tot mai mult, pentru că avem 1815 cazuri în acest moment, posibil ca la ora 13 să aflăm că am depășit 2000 de cazuri. Așadar, cu ce mergeți dumneavoastră astăzi la președintele Klaus Iohannis? Bună ziua, vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să explic nu doar ceea ce vom discuta astăzi cu domnul președinte, ci și impactul, sper eu să pot să explic și impactul pe care ordonanța militară numărul 4 îl are asupra sectorului de transport. Nu este nici prima și nici ultima întâlnire de acest gen împreună cu membrii cabinetului, împreună cu domnul președinte și la celelalte președintele întâlniri și sunt convins că și la această întâlnire vom discuta concret pe fiecare sector în parte, în ceea ce ne privește pe noi, sectorul de transporturi și comunicații, măsurile pe care le luăm astfel încât economia să funcționeze, economia să meargă înainte. Știți foarte bine, transportul, în special transportul de marfă, este un sector vital pentru ca economia să poată funcționa și în această perioadă extrem de grea. Așadar, concret, sunt convins că vom discuta și astăzi măsuri sectoriale pe fiecare domeniu în parte, în ceea ce ne privește pe noi, măsurile care vizează sectorul de transport, atât pe componenta noastră, a companiilor noastre, cât și a industriei de transport general. Mai sunt probleme, domnule Bode, pentru că am văzut ceea ce ați făcut ieri prin această ordonanță militară 4. De fapt, ați făcut niște corecții pe care le-ați omis în ordonanța 3. Vorbim de șoferii de tir, cei care aveau probleme. În acest moment am văzut reglementat clar cum aceștia intră în carantină în momentul în care sosesc cu acele transporturi pe care le au și exact cum își pot desfășura viața în condiții sigure. Să nu meargă la familie, să le fie asigurată o cazare pentru această carantină. În acest moment, aceste transporturi fără de care economia noastră nu ar putea să funcționeze, sunt asigurate, merg cu luarele verzi, cei șoferii de tir își pot duce la bun sfârșit acest job pe care l-au? Categoric da, și noi am discutăm în fiecare zi prin acel punct unic de contact cu toate statele membre măsurile pe care le luăm gradual pentru asigurarea transportului de marfă. Și când spun transport de marfă, nu mă refer doar la transportul rutier, pentru că ieri, de exemplu, în ordonanța militară am clarificat și transportul pentru maritim. Totdeauna sper eu, ca să fie lucrurile foarte clare pentru toată lumea, transportul maritim și pe căile navigabile interioare, respectiv accesul navelor în porturile românești. Am clarificat și acest aspect pentru că o mare parte din transportul de marfă se realizează pe fluvial și pe maritim. Revenind la șoferii șoferii care transportă, care conduc camioane cu capacitate maxim autorizată mai mare de 2,4 tone. Noi am venit prin precizările din articolul 4, din ordonanța militară numărul 4, foarte clar să spunem cum protejăm familiile acestor șoferi, ce se întâmplă în perioada dintre curse, subliniez, dintre curse, șoferul nu intră în carantină 14 zile. Între cele două curse pot fi 3 ore, 30 de ore, 2 zile, maxim 14 zile. În acel interval de timp, el are opțiunea să meargă acasă la familie sau într-un loc, într-un spațiu locativ disponibil care îi aparține, să meargă într-un spațiu asigurat de angajator sau să opteze pentru spații puse la dispoziție de către autorități. În această perioadă, dintre curse, dintre cele două curse, noi trebuie să știm ce face acel șofer. Și noi am venit cu cele trei alternative, cu cele trei posibilități. Da, am văzut, e bine că ați făcut-o în ceasul al 12-lea, pentru că prin ordonanța 3 lipseau aceste clarificări. Pentru că știu că și dumneavoastră vă grăbiți să ajungeți la această întâlnire cu președintele Klaus Iohannis și pentru că am tot vorbit de reguli. Regulile pe care să le respectăm toți, domnule Bode. Sunteți ministru transporturilor și deci îi coordonați și pe cei din aeroport. Ați văzut imaginile de astăzi din aeroportul Henri Coandă?
Am văzut imaginele, sute am avut de oameni discuții. Care se aglomerează, se înghesuie unul într-altul fără să păstreze acea distanță impusă de cel puțin un metru. Sunt măsuri pe care cei de la aeroport le-au luat însă foarte neclar. Câteva săgeți pe jos și câteva afișe puse pe câțiva stâlpi. Ați vorbit cu cei de la aeroporturi pentru că acolo e un focar, vă dați seama. Am discutat și discut în permanență cu toți responsabili din toate, pe toate modurile de transport. Concret, am discutat cu cei de la aeroportul Otopeni în această dimineață. Într-adevăr, au venit trei curse în același timp. Din păcate, încă o dată spun, din păcate, cu toate că aveam spațiu suficient ca pasagerii să păstreze acea distanță minimă obligatorie de 2 metri, cu toate că aveam afișe și indicatoare, cu toate că am difuzat în permanență mesaje audio și video în interiorul aeroportului pentru a păstra acea distanță, pasagerii au ales, din păcate, să stea în apropiere unul de celălalt cu toate riscurile pe care și le asumă. În aceste condiții, luăm în calcul să permitem accesul în aeroport pe o singură cursă, astfel încât să nu se suprapună mai multe curse. Dacă nu reușim să-i convingem să înțeleagă, să păstreze această distanță, atunci vom permite accesul, debarcarea unei singure curse, astfel încât această distanță, foarte clar, de altfel, marcată în aeroport, dar care, din păcate, nu este respectată, să fie respectată. Vom continua cu acele mesaje, audio, video, vom deplasa personal din aeroport care să îi avertizeze în permanență pe cetățeni să păstreze această distanță. Deci în acest moment spuneți clar că această măsură va fi luată. Unu, va fi o singură cursă, pasagerii unei singure curse vor putea debarca și veți spori și numărul angajaților. Pentru că, domnule Bode, sunteți ministru de la începutul crizei. Ați văzut că oamenii nu respectă recomandările, nu respectă regulile, nu stau în casă. Ați văzut că la începutul lunii martie intrau toți din acele zone de risc fără să completeze, că nu erau obligatorii acele declarații pe proprie răspundere și au intrat mulți, dar au și plecat așa cum au intrat în aeroport. În acest moment, vă puteți asigura că aceste măsuri să fie mai dure, așa încât să nu mai existe un focar de contaminare în aeroport? Tot ceea ce facem noi, facem în sensul de a limita la maxim posibilitatea de răspândire acestui virus care, din păcate, ne afectează pe noi toți. Din ce ați vorbit cu cei care conduc aeroportul, măsurile vor intra în vigoare de când? Acestea noi despre care ne-ați spus acum. Am spus că avem posibilitatea să debarcăm mai multe curse și avem spațiu doar să îi determinăm pe cetățeni să respecte aceste reguli. În condițiile în care nu o să reușim cu două, cu trei, cu mai multe curse, luăm în calcul această posibilitate să debarcăm o singură cursă și să respectăm distanța de minim 2 metri, așa cum este marcată de altfel pe traseele din aeroport. Rămâne de văzut așadar dacă angajații vor putea să-i oblige pe oameni să păstreze acea distanță și mai degrabă treceți la acest scenariu în care cursele să fie limitate așa încât să nu mai avem aglomerație. Și pe final, domnule ministru, să știți că din informațiile noastre pe surse, președintele Klaus Iohannis este nemulțumit de unii miniștri. Ce știm noi de domnul Florin Câțu de la Finanțe. Dumneavoastră credeți că ar putea să vă reproșeze ceva președintele Klaus Iohannis în scandalul și acesta al aeroportului de azi? Cu tot respectul, nu intru în astfel de discuții. Vă mulțumesc mult! A fost ministrul transporturilor Lucian Bode cu multe clarificări. Vă mulțumim pentru informații.